Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am revenit în deșteptarea, 7:53. Toți cei care se plâng că e greu la locul de muncă, pentru toți avem un mesaj. Stați liniștiți, băieți, la locurile voastre. Uite aici exemplu. Un funcționar public japonez din Osaka a fost amendat cu $11,000 pentru că a fumat la locul de muncă de 4.512 ori în 14 ani. Deci nu că a fumat, că l-au prins fumând și i-au dat o amendă. Bă, l-au de 4.512 ori în 14 ani. Asta este... Dar cred că au făcut un model și l-au replicat, că nu cred că l-au urmărit. Nu știu. Asta mă înspăimântă. Și dacă l-au urmărit, bă, dar l-aștepți 14 ani... Au vrut să vadă până unde poate ajunge. Bă, cât mai fumă, dar... Și înainte hai, de mai... pensie, hat, l-au prins. Șeful, mai lăsați-l. Hai un an. Hai un an. Mai frumos. Da. Angajatul în vârstă de... Asta e altă, alt aspect al problemei. Angajatul în vârstă de 61 de ani era director și a fost prins că în 14 ani a stat la țigară echivalentul la 355 de ore și 19 minute petrecute fără să-și facă treaba. Da, da. Deci au calculat și câte ore nu a muncit, el fiind director. 2. A fost, deci e director de 14 ani. Funcționar public 14 ani, nu l-a schimbat nimeni de pe funcție și cu toate astea tot l-au monitorizat și pedepsit. Cred că acum urmează o schimbare și de asta l-au dat în vileag. Da. Poate a făcut și pipilică cam mult, dar asta urmează, cred. Asta n-avem de unde să știm. Deci lucrau în cadrul prefecturii Osaka și au fost inițial anchetați pentru că fumau la locul de muncă. După ce biroul de resurse umane de la ei a primit plângere anonime cu privire la obiceiurile de fumat. Și atunci s-a declanșat investigația și de la asta au ajuns la asta. 4.512 pauze de țigară în 14 ani. Ai, greu la locul de muncă. Nu te iartă, nene, o viață. Îți vezi de treabă liniștit acolo și la sfârșit, pac, amendă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.